Ministerul Administrației și Internelor a lansat campania de informare și conștientizare a cetățenilor mită și votul ilegal înseamnă închisoare. Campania va fi derulată la nivel național în perioada 10 mai 10 iunie, în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 10 iunie. Cadrele Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ale Jandarmeriei și reprezentanții prefecturii vor distribui pliante dâmbovițenilor din mediul rural, dar și în oraș, pentru a informa care sunt riscurile la care se expun dacă nu respectă legea electorală. În perioada 10 mai 10 iunie 2012, la nivelul județului Dâmbovița, se va derula campania de informare și prevenire mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Cadre ale Poliției Dâmbovițene, ale Jandarmeriei, ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Instituției Prefectului se vor deplasa în mai multe localități din mediul urban și rural pentru a împărți pliante ale campaniei, pentru a informa cetățenii cu privire la faptul că pentru buna desfășurare a alegerilor din iunie 2012, Ministerul Administrației și Internelor va lua toate măsurile necesare asigurării ordinii și liniștii publice. Totodată a fost operaționalizat site-ul propriu www.votlegal.mai.gov.ro, care conține informații legislative. Potrivit legii 67 din 2004, promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum și în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați, ori un anumit candidat pentru funcția de primar, consilier sau de președinte al Consiliului Județean, precum și primirea acestora de către alegători, constituie infracțiuni și să pedepsesc închisoare de la 6 luni la 5 ani. Totodată, dâmbovițenii sunt sfătuiți să sesizeze la 112 orice tentativă de încălcare a legii.